Salut! În seara asta văd că subiectul la modă e cu înzăpezire. Deci o să vorbim despre zăpadă. Pe toate canalele, știrile numai despre asta, sunt despre zăpadă. Deci oameni rămași în zăpadă, mașini blocate, eforturi care se fac pentru a-i salva și așa mai departe. Bineînțeles, mă gândeam să vorbesc și eu tot despre zăpadă. Și nu știu, eu probabil o să-mi iau o grămadă de înjurături și foarte mulți nori să fie de acord cu mine. Mi se rupe în 14 de părerea lor. În general, mi se rupe în 14 de părerea celor din jurul meu despre mine, despre punctele mele de vedere. N-am. Oricum o să zic ce am de zis. Deci cine nu e de acord cu mine, când simte el că începe să nu fie de acord cu mine, închideți, aveți acolo un buton stop, apăsați butonul, o viață plăcută în continuare. Eu văd problema cam așa. Deci premisele sunt astea. Drumurile 99,9% din toate drumurile din țara asta sunt făcute de Ceaușescu, de pe vremea lui Ceaușescu. Deci vechi. Peste 20 ceva de ani, da? Soluții tehnice pentru ca zăpada să nu viscolească pe drum. Deci, să zicem că drumul trece printr-un câmp, da? Bate vântul, vine zăpada și astupă drumul. Soluții tehnice să nu se întâmple chestia asta există. Acum, datorită oamenilor pe care i-am votat, da? S-au furat banii pentru ca aceste soluții să fie implementate. Poate pe hârtie ele sunt, dar banii s-au furat. Acolo unde chiar au fost puse stavile din alea împotriva zăpezii, foarte probabil cele mai multe au fost furate. Tot de către noi. Deci tot noi le-am furat. Opa, mi-a cedat becul. Deci asta e una din premise, da? E clar, la orice, deci asta e concluzia mea, la orice viscoleală mai puternică, drumul se înzăpezește. Clar, deci fără excepție. Oamenii care trăiesc, să zic, de exemplu, în zona Buzăului, da? Unde e câmp, unde e... Probabil sunt obișnuiți, probabil în fiecare an se întâmplă. Eu cel puțin văd că băieții de pe forum, de pe Club 4x4, în fiecare an au ieșit să scoată oameni din zăpadă. Deci, și-au luat mașinile și s-au dus și au scos oameni din zăpadă. În fiecare an rămân oameni blocați acolo. Ok. Al doilea lucru. Eu stau într-un cartier de privilegiați, cum ar veni. Deci în jurul meu sunt numai vile. În cartier la mine, cum să zic eu, în Brașov, ca în orice oraș, sunt șmecheri. Sunt super urși. Sunt regii asfaltului, sunt șefi de poliție, avocați, oameni care au furat foarte mult la viața lor, au știut să dea din coate, na, treaba lor, au foarte mulți bani, au foarte multă influență, da? Ei, eu sunt vecin cu ei. Deci eu sunt vecin cu regele asfaltului, da? Care a trebuit să-și cumpere elicopter, cam trei elicoptere, dacă nu mă înșel, pentru că, așa cum a declarat el, starea drumurilor este foarte proastă. Deci el e regele asfaltului și asta declară la TV. Peste drum de mine stă un fost șef de poliție, un super șmecher din Brașov, super urs, greu, greu, pe lângă, numai avocați, numai șmecheri. Deci este un cartier numai de șmecheri, da? Numai vile de paralizezi. Na. De 2 zile, 3 zile nu s-a dezăpezit. La șmecheri, în fața caselor șmecherilor, nu s-a dezăpezit. Deci eu, ca să-mi scot mașina de lângă casă, să o scot, să plec cu ea, a trebuit să cuplez fața. Deci e super gheață, nămezi de zăpadă, da?
Și în Brașov n-a fost, nu știu ce. Păi dacă la super urșii orașului nu s-a dezăpezit în fața casei, la ce te aștepți pe drumurile naționale? Logic. Bineînțeles că autoritățile au fost surprinse. Iară că în ianuarie a nins. E normal, la noi în țară așa ceva e absolut logic. Deci, decembrie, ianuarie, februarie, dacă ninge, autoritățile sunt extraordinar de surprinse. Cum ninge iarna? Ok. Deci, astea fiind premisele. Ăsta a cedat de tot. O să mă vedeți mai întunecat. Astea fiind premisele, da? S-au furat banii pentru soluțiile tehnice, pentru ca să nu viscolească, da? Pe drumuri. Dezăpezirea e practic inexistentă în țara asta de zeci de ani. Acum, e foarte posibil și nu zic nu, mare parte din oamenii ăia care au rămas înzăpeziți acolo, sau mare parte, o parte din oamenii ăia, au rămas din condiții obiective. Probabil, cine știe, ce urgențe, ce... Dar am văzut la televizor niște chestii care m-au revoltat și m-au făcut să fac filmulețul ăsta. Mie mi-a stat mintea în loc. Adică, de exemplu, DN1 era blocat la ieșirea din București. Da, era poliția și zicea, bă, băieți, e nașpa înainte, nu mergeți înainte că e blocat drumul. Ce au făcut oamenii? Bineînțeles, lasă, domnule, eu am, nu știu, zic și eu, o mașină la întâmplare, nu că aș avea, am Logan, am Citroen, am Fiat. Eu merg, n-am treabă. Da? Al doilea lucru care l-am văzut. E drumul blocat, da? Toată lumea e în coloană. Ce face românul care e mai în spate? La noi e ceva normal. O iei pe contrasens și depășești coloana. Că ea sunt fraiere aia care stau în coloană. Deci aia care stau când se blochează drumul sunt niște muritori fraiere. Adică tu dacă ai mașină peste, să zic, 15.000 de euro, 9, chiar dacă tu ai luat o second hand cu 3.000 de euro, dar nu contează, dacă ea a fost 15.000 de euro acum 5 ani, înseamnă că ai mașină extraordinar de tare. Pe tine nu te interesează că e furtună, că e potopul noi și tu ești super șofer, ești super șmecher, bineînțeles, o iei pe contrasens și te bași tu în față că tu sigur reușești să treci prin tirul care s-a pus de-a curmezișul și prin toți nămeții posibile. Adică tu ești ursul urșilor, ești nemuritor. Deci asta e clar la români. Mi s-a întâmplat mie în octombrie. Pe 5 octombrie dimineața am vrut să duc un prieten la aeroport. Pe la 1-2 dimineața am reușit să mergem 15 km. Să ieșim din Brașov. Era zăpada de 15 cm. Bineînțeles, în octombrie aveam cauciucuri de vară, ca mai toți alții, mai toți șoferii. Și m-am pus și eu în coloană, sperând că o să se rezolve. Asta m-a transformat automat într-un fraier. Deci, eram super extra fraier. Bineînțeles că toți m-au depășit pe stânga. Și bineînțeles că n-au ajuns nicăieri. Drumul era blocat. Nimeni nu se aștepta să ningă atunci, în octombrie. Prin urmare, ne-am întors, prietenul și-a reprogramat avionul și am plecat pe zi, când nu mai era nicio treabă. Un alt exemplu, anul trecut de Revelion. Am fost în Poiana să vedem artificiile vieții. Nu mă mai duc în viața mea. După ce au trecut artificiile, când am coborât drumul de Poiana, nu știu, cei care ați fost în Brașov știți, ca în orice oraș de deal și de munte, există o panoramă, un panoramic, o parcare de unde se vede Brașov. Foarte multă lume era parcată acolo, bineînțeles și-au îmbârligat mașinile în așa fel, încât am stat 2 ore să așteptăm să se dezbârlige ea cu mașinile ca să se elibereze circulația. Da?
Ce făcea românul? Bineînțeles, pe contrasens, depășea coloana, se băga și el acolo, se băga în seamă, se împingea și el acolo cu mașina un pic, să mai blocheze pe aia care blocau drumul, deci, na. Într-un final, bineînțeles, m-am pus eu de-a curmezișul, ca să nu mai treacă niciunul, era să-l și bat pe un fraier. În fine. Asta e o practică la român. Deci nesimțirea la român e ceva natural. Ne vine așa. E instinctiv, e nativ la noi să fim extraordinar de nesimțiți. Deci având în vedere toate astea care vi le-am zis, foarte mulți oameni, știu că nu am logică așa în ce vorbesc, probabil nu știu, mă grăbesc, sunt nervos de ce am văzut la TV-ul și nu prea am o coerență. Deci având în vedere toate chestiile astea, da? Eu nu zic mulți. O parte din oamenii au fost prinși în zăpadă foarte rău pentru ei și probabil din motive obiective au rămas acolo, n-au știut și așa. Dar eu din Brașov am știut de vreo 3-4 zile că începe nasoleala prin București și zona aia. Adică s-a tot anunțat la meteo. Aseară a fost super nasol zona aia, da? Cu zăpadă, cu vânturi, cu d-astea. Zona Buzăului tot așa, că e în câmp. Logic. Azi văd la știri că un autobuz cu copii de școală a rămas înțepenit. Deci care aducea copiii de la școală. Azi. Deci cât creier au părinții aia? Adică eu să fiu un părinte din zona aia, da? Și vine copilul. Mami, tati, mă duc la școală azi. Bă, prietene, tu vezi ce e afară? Stai naiba în casă. Adică tu îți lași copilul să meargă cu autobuzul la școală, în altă localitate, da? Pe vremea asta, cât creier ai? Unul cu cauciucuri de vară a blocat nu știu ce stradă. Păi și pe la nu-i rupe capul nimeni. Adică, cum, cu cauciucuri de vară, când tu știi, ți-a anunțat la meteo că vine nasoleala, că vine zăpadă. Nu? Unii cu mașini puternice încercau să-și facă loc prin nămeți. Și mi-arăta Golfuri, BMW-uri cu tracțiune spate, Volkswagen Caddy și alte mașini. Băi, prietene, degeaba are mașina ta 100 de cai putere dacă ai tracțiune spate sau ai tracțiune pe două roți. Degeaba ai 4x4 dacă afară e zăpada de 2 metri. Adică cineva, sunt niște chestii de bun simț care trebuie să le iei în considerare, nu? Mă uit ce e afară, da? Sunt angajat, trebuie să fac naveta. Îmi sun și eu șeful. Bă, șefule, vezi că s-ar putea să mă ajung și eu la muncă, că ia uite ce e afară. Adică, nu? Pe mine mă sunau, eu am avut angajați care făceau naveta ca să vină la muncă. Eu înțelegeam, adică e logic, dacă omul nu poate să iasă din casă, transportul nu funcționează, doar nu o să-l țin să moară prin câmp. Nu? Păi dai și tu, ia-ți o zi liberă, ia-ți o zi fără plată, las-o, e mai bine decât să faci frig în câmp o noapte, nu? Sunt niște chestii de bun simț, adică mie foarte mulți care sunt înțepeniți acolo, mie mi se par niște teribiliște. Sincer, știu că mă înjurați, știu că o parte dintre voi nu sunteți de acord, bă, ai ce poate să zică nenorocitul. Asta e. Asta e situația. Băi, nene, dacă te uiți și tu la mașina ta, da, vezi că e zăpada mai mare decât mașina ta, las-o în vrăjeală, stai acasă. Deci, cât creier trebuie să ai? Era unul, domne, am mortul pe masă, trebuie să ajung la Buzău. Sau nu știu unde naiba trebuia să ajung. Bă, prietene, eu am văzut mulți morți în viața mea. Deci, din câți morți am văzut eu, niciunul nu mai mișcă. Deci asta e obiceiul mortului, să nu mai miște. E o caracteristică. Ăla stă. Nu-ți pleacă nicăieri dacă tu nu ajungi acum. Nu te mai băga cu mașina acolo în față. Adică lasă-o în vrăjeală, nu? Ce făcea? Îi fugea mortul prin... Păi nu mai era mort dacă îi fugea din casă. Nu știu, sunt niște scuze. Era unul care nu vrea să iasă din mașină și zicea că e de bărbat. Și stătea de cine știe câte ore în mașină. Păi ce să-i faci, bă, ăla? Ce?
Câtă minte are omul ăla? Îngropat în zăpadă. Stai, prietene, că și așa societatea ce pierde dacă tu mori? Adică la ce coeficient de inteligență ai ce? Care-i pierderea societății, nu? Nu știu, sunt niște lucruri de bun simț. Sunt... Nu zic, sunt oameni care fără voia, bai că n-a fără voia lor, că nimeni n-a vrut să înzăpezească. Fără, din lipsă de, adică nu au acționat din teribilism și cu așa, au fost condiții obiective și pur și simplu s-a întâmplat, da. Mulți se bagă ca berbeci în situațiile astea. Și ce se întâmplă? După aia vin ăștia de la TV și se plâng. Doamne, nu există dezăpezire. Bă, prietene, tu vezi că bate vântul cu 100 de kilometri la oră? Degeaba vine ăla de la dezăpezire când în spatele lui acoperă iară zăpada asfaltul. Deci... Și în țările civilizate se întâmplă chestiile astea. Eu nu zic că nu s-au furat bani, că nu se fură prin contractele astea de dezăpezire. Sunt multe manevre, adică... Na, ce să zic? Dar hai să fim și noi un pic mai responsabili. Hai să ne gândim și noi înainte să plecăm de acasă. Nu? Văd că e nisoare afară. Băi, nene, îmi iau și eu lanțuri la mașină. Îmi iau și eu o lopată. Îmi iau și eu extraordinar de multă benzină sau motorină în plus. Nu? Deci eu nici nu mă gândesc. Acum, la noi, nu e foarte mare zăpada. Deci... Nu e ceva extraordinar. A viscolit un pic, a fost o vrăjeală, da? E, pe cum în condițiile astea, eu nici nu mă gândesc să ies din Brașov fără să am plinul la mașină. Deci plinul, chiar dacă merg 100 de kilometri, da? În afara Brașovului. Să zic că am 200 de kilometri de mers. 100 dus, 100 întors, da? Rezervorul meu e de 40 de litri. Să zic că mașina consumă 10%. Deci aș mai rămâne cu o jumătate de rezervor, fac dus, întors, da? Nici nu mă gândesc să plec fără minim plinul și o canistră de 20 de litri la mine. Și eu am mașină 4x4 cât de cât pregătită, adică nu e chiar pe unde... Na, cât de cât pregătită, nu e ceva extraordinar, dar eu zic că e ok. Eu nu știu ce s-au gândit oamenii. Sincer. Fără să ții tu mâncare la tine când vezi ce e afară, nu te gândești tu, băi, prietene, rămân aici, am podmolit. Eu știu că sunt mulți navetiști. Să zic că ar trebui să fac naveta, da? Văd ce e afară. Mă uit și eu la știri. Nu? Acum toți au telefoane de alea cu... De pui mâna pe ecran. Nu știu cum se cheamă. Vezi știrile. Toți au net pe telefon. Toți sunt urși, mai ales... Na. Uite-te și tu. Băi, nene, e belea afară. Scrie pe telefon, e de belea. Stai neba pe curul tău. Ce e așa de greu? Sunt unii care țin neapărat. Mamă, trebuie să ajung acasă. Acum trebuie să ajung acasă. Băi, prietene, nu poți să ajungi. La ce-ți folosește dacă te înfiși tu în zăpadă? Deci eu sunt absolut convins că în toate blocajele astea, deci peste tot unde a fost blocaj, eventual a derapat un tir în față, da? S-a pus de-a curmezișul, probabil. S-a făcut o coloană pe dreapta și pe stânga au venit șmecherii să blocheze circulația. Deci cam asta s-a întâmplat. Pentru că, ziceau la TV, utilajele de dezăpezire nu mai puteau înainta la un moment dat că erau mașini pe toate benzile. Deci așa s-a înfipt românul. Păi să nu-i lași pe aia să moară. La cât de nesimțit sunt? Știu că va trezi foarte multe nemulțumiri filmulețul ăsta. Mi se rupe, asta e părerea mea. Foarte mulți sunt acolo, cum am zis, din condiții obiective, din situații, cine știe. Da, poate nu. Dar foarte mulți sunt acolo de proști. Și de nesimțiți. Cam asta e. Ce o să se întâmple? Uite, băieții de pe forum
s-au organizat și au luat mașinile de off-road super pregătite, dar și își riscă viața, ca fraierii pe acolo, să scoată unul și pe unul și pe altul din zăpadă. Pentru că aia ban au ascultat de poliție când a zis, băi, nene, e blocat drumul, banul s-au uitat la știri, banul și-au luat mâncare la ei, banul și-au luat carburant la ei, ba s-au băgat ca nesimțiții pe stânga, da? Pe contrasens, că ei sunt Duncan MacLeod și noi suntem muritori. Și mai sunt o parte care așa s-a întâmplat și nu e vina lor. Și credeți-mă când zic că riscă viața, nu exagerez. Deci am citit poveștile lor, ce au făcut și ce au pățit pe acolo, sincer își riscă viața. Deci cu... își rup mașinile, mașini de zeci de mii de euro și le rup, se duc pe benzina lor, se duc pe banii lor și mașinile de off-road, credeți-mă, nu consumă puțin, ca să ajute oamenii. Citeam, mă uitam acum la știri că unul a zis că își taie porcul numai să ajute, să le dea de mâncare la oameni. De ce să pui pe ceilalți într-o situație din asta? Adică foarte mulți pe mine mă privesc ca pe un ciudat. Da? Că eu mă pregătesc, că eu iau mâncare în mașină, că îmi iau toate alea în mașină. Da? Păi uite de ce îmi iau. De ce să vină altul să-mi dea mie mâncare când eu 3 minute mie ca să-mi bag niște mâncare în mașină. Cu toții știm în ce țară trăim. Adică știu, există pretenții mult mai mari de la țara asta. Adică ne imaginăm, domne, suntem în anul 2012. Un viscol n-ar trebui să fie o problemă. N-ar trebui. Nici foamea care e în jurul nostru n-ar trebui să fie o problemă în anul ăsta. Dar uite că e. Nici furăciunile care se întâmplă de 20 de ani încoace n-ar trebui să existe. Dar uite că există. Noi am votat. Ăia care ne conduc tot dintre noi sunt. Deci, tot. Noi am votat. Noi am pus acolo. Da. Deci vina e și a noastră. Sincer, nu știu ce m-ar face. Bine, știu ce m-ar face. Dacă m-ar suna cineva, vreun prieten extrem de apropiat, ca să mă duc să-l scot din zăpadă. Dar altfel eu nu m-aș băga, nu văd ce situație s-ar putea ivi ca să mă bag în nămeți de nebun cu mașina. Să fiu, nu știu, să muncesc în alt oraș. Băi, nene, mă descurc o zi, o noapte stau în orașul ăla pe fundul meu până se dezăpezește. Nu trebuie neapărat, adică ce naiba, suntem atâta putem să judecăm și noi. Nu mi-e de niciun folos să stau o noapte în nămeți. Doar pentru că încerc eu să ajung acasă. Poate nu s-a înțeles ce am vrut să zic. Că am nervi. Poate s-a înțeles. Acum vedeți și voi la ce folosește să ai mâncare în mașină, să ai o pătură în mașină, să ai toate mizerile care le duc eu după mine prin mașină. Bine, ce v-am arătat eu e extrem de puțin. Mașina mea are mult mai multe mine. Ăia trei oameni care mi urmăresc filmulețele, eu știu că, adică, știu că voi, cei care mi urmăriți filmulețele, sunteți mult mai inteligenți decât ăia care s-au înfipt în zăpadă acolo. Adică nu cred că e vreunul dintre voi să rămână înfipt în zăpadă doar că i s-a pus lui pata să ajungă nu știu unde. Și că el are impresia că are super, mega mașină care trece prin nămeți de 3 metri. Și mă gândesc că cei care dau search pe Google, pe YouTube, pe orice de-astea de internet, da? Despre bushcraft, despre pregătire, despre supraviețuire, au inclinația asta spre prepping, adică cum să zic eu, lor nu li se pare nimic vouă, nu vi se pare nimic ieșit din comun să ai în mașină o lopată, o șufă, niște mâncare, niște apă, o pătură, o atenție. Deci filmulețul ăsta nu cred că se referă la voi, dar se referă la niște ciudați care au rămas împotmoliți și
când vine televiziunea, domne, se plâng de zici că mamă, mamă, domne, la noi în Germania nu se poate așa ceva. Cam asta am avut de zis, am luat foc când am văzut câteva exemple date la televizor de nesimțire, de prostie crasă, ce se poate întâmpla în țara asta, câteodată îți vine să urli și acum am simțit nevoia să mă descarc și iată rezultatul. Baftă!